Așa arată clădirile în care dorm cei aproximativ 100 de șoferi români de la Kolding, în Danemarca, atunci când nu se odihnesc în cabinele lor. Camere mici, cu paturi suprapuse. Jeg kan godt se, at det ikke ligner det, vi måske lige vil lave til vores børn, som vi er vant herhjemme på deres værelser. Men det er en fin dialog med vores chauffør om, hvad de kunne tænke sig. Pentru companie e excelent. Unui șofer danez ar trebui să-i plătească echivalentul a 6.000 de euro. Românii primesc în jur de 1.300, potrivit reporterilor danezi. Contrans are aproape exclusiv angajați străini. Pentru ca acest lucru să fie posibil, regulile europene impun ca firma să aibă și birouri în țara de origine a lucrătorilor, în acest caz România. Intenția este de a aduce investiții și în țara gazdă. Majoritatea tirurilor companiei au numere de satul mare și aici există și unele birouri, dar localnicii spun că nu văd niciodată mașinile firmei și că sediul este doar unul de recrutare. Contrans afirmă că prin natura afacerilor deocamdată nu are interese de transport în zonă.